numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Mă voi bucura din toată inima în Domnul și va trezulta de veselie sufletul meu în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu haina mântuirii și cu mantia dreptății m-a învăluit, ca pe un mire ce poartă coroană și ca pe o mireasă împodobită cu juvaierele sale. Toată frumoasă ești, Marie, și prihana strămoșească nu este în tine. Lăudat să fie Iisus Hristos. Preasfinții de Aurel, de voastră, Părinte Francis Cungureanu, delegatul arhiepiscopului Ioan Robu, secretarul conferinței, dragă Părinte Rector, Monsignor Benoni, celivaste părinți profesori, dragi părinți concelebranți, dragi aspiranți la Ordinul Diaconatului, dragi seminariști, persoane consacrate, dragi iubiți părinți, dragi credincioși uniți cu noi prin intermediul internetului. Celebrăm astăzi cu bucurie neprihănita zămislire a Sfintei Fecioare Maria, solemnitate. Și ne bucurăm că împreună cu ea să-L preamărim pe Dumnezeu, care a înfrumusețat-o cu un suflet care să fie vrednic de Iisus. A înfrumusețat-o ocrotind-o de pata păcatului strămoșesc. În această zi, Biserica se bucură în jurul Mamei Cerești. Ne bucurăm noi în catedrala noastră. Se bucură acești tineri care așteaptă să spună un da definitiv, așa cum a făcut-o Maria, și să cânte și ei cum a cântat Maria, ca instrumente vii slava lui Dumnezeu. Ne dispunem acum pentru a celebra cu vrednicie acest moment sacru, cerând iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele noastre, spunând din inimă: mărturisesc lui Dumnezeu atotputernic și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina. De aceea rog pe Sfântă Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.
excellency Deum. Binecuvântăm, te adorăm, te preamărim, Doamne Dumnezeule Împărate Ceresc, Dumnezeule Părinte Atotputernic, îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule Mielului Dumnezeu, Fiul Tatălui, care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Asupra ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră, Tu care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi. Tu singur ești sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-un mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Să ne rugăm, Dumnezeule, prin zămislirea neprihănită a Fecioare Maria, Tu i-ai pregătit lăcaș vrednic Fiului Tău. Te rugăm ca după cum ai ferit-o via de orice prihană a păcatului, pentru meritele morții lui Hristos, să ne dai și nouă, prin mijloacirea ei, harul de a ajunge curați la Tine. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Citire din Cartea Genezei. După ce Adam a mâncat din pom, Domnul Dumnezeu l-a chemat pe om și i-a zis: unde ești? El a răspuns: am auzit glasul tău în grădină și mi-a fost frică, pentru că sunt gol și m-am ascuns.
Și el a zis, cine ți-a făcut cunoscut că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns, femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie cu mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Domnul Dumnezeu i-a zis femeii, de ce ai făcut aceasta? Femeia i-a răspuns, șarpele m-a amăgit și am mâncat. Domnul Dumnezeu i-a zis șarpelui, fiindcă ai făcut aceasta, blestemat să fii mai mult decât toate animalele și toate ființele câmpului. Pe pântece să umbli și țărână să mănânci în toate zilele vieții tale. Dușmănie voi pune între tine și femeie, între descendența ta și descendența ei. Aceasta îți va pândi capul și tu îi vei pândi călcâiul. Și omul a dat femeii sale numele de Eva, pentru că ea a devenit mama tuturor celor vii. Cuvântul Domnului. Cântați Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate. Cântați Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate. Cântați Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate. Dreapta și brațul lui cel sfânt i-au venit în ajutor. Cântați Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate. Domnul și-a făcut cunoscută mântuirea și a descoperit dreptatea înaintea neamurilor și a adus aminte de îndurarea și fidelitatea lui față de casa lui Israel. Cântați Domnului un cântec nou, pentru că a făcut lucruri minunate. Toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului, aclamați, cântați psalmi și tresăltați de bucurie. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni. Fraților, binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu orice binecuvântare spirituală în cele cerești, în Hristos, întrucât ne-a ales în El mai înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și neprihăniți înaintea Lui. În iubire, El ne-a rânduit de mai înainte, spre înfiere, prin Iisus Hristos, după placul voinței sale, spre lauda gloriei Harului Său, cu care ne-a copleșit în Fiul Său prea iubit. În El, în care am fost chemați, am fost rânduiți de mai înainte, după planul aceluia care lucrează toate, după hotărârea voinței sale, ca noi, care mai dinainte am sperat în Hristos, să fim spre lauda gloriei sale.
Cuvântul Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei. Aleluia, 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 aleluia. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, al cărui nume era Iosif, din casa lui David, iar numele fecioarei era Maria. Și intrând la ea, i-a spus: Bucură-te, o plină de har, Domnul este cu tine. Ea s-a tulburat la acest cuvânt și cugeta în sine ce fel de salut ar putea fi acesta. Însă îngerul i-a spus: Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu. Vei zămisli și vei naște un fiu și îl vei numi Iisus. Acesta va fi mare, va fi numit Fiul Celui Prea Înalt și Domnul Dumnezeu îi va da tronul lui David, tatăl său, și va domni peste casa lui Iacob în veci, iar domnia lui nu va avea sfârșit. Maria a spus către înger: Cum va fi aceasta din moment ce nu cunosc bărbat? Răspunzând, îngerul i-a spus: Duhul Sfânt va veni asupra ta și puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Iată, Elisabeta, ruda ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe.
Și aceasta este luna a șasea pentru ea, care era numită sterilă. Pentru că la Dumnezeu nimic nu este imposibil. Atunci Maria a spus: Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Cuvântul Domnului. Să se apropie cei care urmează să fie hirotoniți ca diaconi. Năiță Iulian, din parohia Preasfânta Treime, Butea, pentru dieceza de Iași. Mititelul Cătălin Alexandru, din parohia Trupul și Sângele Domnului, Târgu Trotuș, pentru arhidieceza de București. Cancel Alois, din parohia Sfântul Anton de Padova, Fărăoani, pentru dieceza de Iași. Nistor Cristian, din parohia Sfântul Ștefan, rege al Ungariei, Pustiana, pentru dieceza de Iași. Miclăuș Ciprian, din parohia Nașterea Sfintei Fecioare Maria, Valea Seacă, pentru dieceza de Iași. Giurgică Valentin, din parohia Trupul și Sângele Domnului, Ghereiești, pentru dieceza de Iași. Sescu Iulian, din parohia Sfântul Mihail Săbăoani, pentru dieceza de Iași. Iacob Mihail Andrei, din parohia Sfântul Mihail Săbăoani, pentru dieceza de Iași. Petrișor Robert, din parohia Adormirea Maicii Domnului București, pentru arhidieceza de București. Focioroș Liviu Marian, din parohia Înălțarea Domnului Moinești, pentru dieceza de Iași. Preasfințite Părinte, Sfânta Maică Biserică vă cere să-i hirotoniți pe acești frați ai noștri pentru misiunea de diacon. Știi că sunt vrednici. După informațiile primite de la poporul lui Dumnezeu și după aprecierea celor care s-au ocupat de formarea lor, dau mărturie că au fost aflați vrednici. Mulțumim lui Dumnezeu! Dragi tineri, biscredincioși, ascultăm acum învățătura Sfintei Biserici despre Maica Sfântă Neprionița Mischită și slujirea diaconală. Ne prezintă Preasfințitul Aurel. Preasfințite Părinte Episcop Petru, cucernici părinți profesori, cucernici părinți paroci, cucernici părinți vicari, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși, dragi seminariști. Toată frumoasă ești, Marie, și prihană strămoșească nu este în tine. Așa cântă astăzi biserica pe toată fața pământului, o cântă pe Preacurata Fecioară Maria, ca toată frumoasă. Și acesta este strigătul bisericii din vechime, care o contemplă pe Maria fără pata păcatului strămoșesc. Este de fapt un ecou acest strigăt și această exclamație a noastră, un ecou al Evangheliei pe care tocmai am ascultat-o, pornind de la cuvintele Îngerului Gabriel: bucură-te tu, cea care ești plină de har. Este un ecou al acestor cuvinte, pentru că atunci când cineva este plină de har, este și frumos, frumos la suflet. Este întruchiparea acestei frumuseți deosebite,
care provine de la Dumnezeu. Ce ne spune Sfânta Scriptură cu privire la frumusețea Mariei, dar cu privire la frumusețea lui Iisus? Constatăm că în Evanghelie nu avem nicio descriere a Preacuratei Fecioare Maria și nici a lui Iisus, și poate este bine așa. Pentru că dacă am găsit o descriere oarecare, aceasta nu ar corespunde exact, pentru că pe Dumnezeu nimeni nu-L poate descrie îndeajuns și nu-I poate exprima frumusețea. Și pentru că Preacurata Fecioară Maria este un reflex al frumuseții lui Dumnezeu, nici pe Preacurata Fecioară Maria nu o poate descrie nimeni îndeajuns. Dar trebuie să presupunem că Preasfânta Fecioară Maria a fost frumoasă. Frumoasă la suflet, din punct de vedere moral, spiritual, dar ne închipuim că și din punct de vedere trupesc a fost o făptură aleasă. Nu avem elemente în Sfânta Scriptură care să ne vorbească în această privință, dar cu siguranță ceea ce cântă poeții, ceea ce spun cântările, Fecioara îmbrăcată în aur, strălucitoare, cu 12 stele în jurul capului, sunt doar imagini palide a ceea ce vor să descrie frumusețea deosebită a Mariei. Frumusețea pe care o contemplăm astăzi a Preacuratei Fecioare Maria, celebrând neprihănita izemislire, ne trimite de fapt la frumusețea lui Dumnezeu, izvorul oricărei frumuseți. Dumnezeu este iubire și acolo unde este iubire, este frumusețe. Dumnezeu în iubirea sa privește și pe cel sărac și pe cel bogat, se aplacă și asupra celor necăjiți și asupra celor care poate stau bine, dar mai mult Dumnezeu în fantezia sa creează, recrează, repară și lucrează în permanență la creația sa pentru ca să fie frumoasă, pentru ca acea constatare din prima zi a creației, când Domnul a văzut că toate erau bune și frumoase, să se perpetueze pe pământ. Iar Maria este un reflex al acestei frumusețe a lui Dumnezeu, care atunci când s-a hotărât să vină pe pământ și căutând o făptură care să coopereze la planul de mântuire, nu putea să facă altceva decât să caute o făptură sau să creeze o făptură care să corespundă sfințeniei sale. Oare cine dintre dumneavoastră, dacă ar trebui să o aleagă pe mama proprie sau să o creeze, nu ar crea-o ca femeia cea mai frumoasă, ca femeia cea mai virtuoasă, femeia cea mai de invidiat? E bine, Dumnezeu a făcut tocmai astfel, hotărând să vină pe pământ și să se facă asemenea nouă oamenilor, a căutat o mamă, o mamă care să întrucupeze frumusețea extraordinară, și de aceea a scutit-o pe Preacurata Fecioară Maria de pata păcatului strămoșesc, de păcatul în care au căzut protopărinții noștri, Adam și Eva. Episcopul Fulton Sheen are o carte despre Preacurata Fecioară Maria și într-un capitol prezintă tocmai acest episod în care un pictor a pictat-o pe mama sa și era felicitat pentru imaginea deosebită pe care a realizat-o. Și a exclamat: oarecare dintre noi nu ar picta-o pe mama proprie în modul cel mai frumos posibil? Și conclude acest scriitor, episcop, spunând că tocmai așa a făcut și Dumnezeu. A voit să aleagă și să creeze o făptură care să fie într-adevăr frumoasă, sfântă, nepătată. Și iată ceea ce contemplăm astăzi în sărbătoarea neprihănitei Preacuratei Fecioare Maria, neprihănita izemislire. Noi toți, iubiți credincioși, știm că ne naștem cu păcatul strămoșesc. Este o urmare a neascultării protopărinților noștri, Adam și Eva, care, neascultând de Dumnezeu, au pierdut
starea suprafirească la care au fost înălțați în momentul creierii. Au pierdut starea de har, au fost alungați din paradisul pământesc, au trebuit să simtă durerile, au trebuit să se supună cursului muritor al veții, deci cu alte cuvinte au pierdut toate darurile pe care Dumnezeu le-a prevăzut pentru om în planul inițial al creației sale. Și noi toți știm că ne naștem cu acest păcat strămoșesc, purtăm în trupul nostru urmările acestui păcat, nu numai păcatul strămoșesc, dar și păcatele personale care se rădăcinează în acest păcat strămoșesc. Tocmai de acest păcat strămoșesc, Preacurata Fecioară Maria a fost scutită. Papa Pius al IX-lea, cel care a declarat dogma neprihănitei zemislieri, spune că Preacurata Fecioară Maria nu a fost eliberată de păcatul strămoșesc, dar a fost scutită de păcatul strămoșesc din prima clipă a existenței sale. Aceasta înseamnă că atunci când a fost concepută, când a fost zemislită, când sufletul s-a unit cu trupul ei, ea a fost scutită de acest păcat, un privilegiu deosebit pe care Dumnezeu l-a făcut acestei făpturi care trebuia să fie mama Fiului lui Dumnezeu. Și în al doilea rând, tot același papă spune că Preacurata Fecioară Maria a fost scutită de păcatul strămoșesc în virtutea meritelor, deja în virtutea meritelor lui Iisus Hristos. Pentru că cel care trebuia să vină să răscumpere neamul omenesc nu putea să se nască dintr-o făptură care a fost deja pătată de vreun păcat, de păcatul strămoșesc. Și atât, în virtutea meritelor lui Iisus, ea este prima răscumpărată, cea din tâi dintre noi care a fost răscumpărată. Iarăși un privilegiu deosebit pe care Preacurata Fecioară Maria a primit-o de la Dumnezeu tocmai în virtutea acestei cămări deosebite pe care a avut-o în planul lui Dumnezeu. Și avem o confirmare acestei alegeri și acestui privilegiu deosebit în cuvintele Îngerului din Evanghelia de astăzi. Bucură-te, tu cea plină de har! Domnul este cu tine. Cum putea să fie plină de har dacă Preacurata Fecioară Maria ar fi fost pătată de păcatul strămoșesc? Cum ar fi fost posibil să locuiască plinătatea harului dacă chiar pentru un moment, să presupunem, ar fi fost pătată de acest păcat strămoșesc? Prin cuvintele Îngerului și din aceste cuvinte deducem că deja din planul lui Dumnezeu ea a fost din veșnicie plină de har, aleasă de Dumnezeu ca să fie plinătatea harului lui Dumnezeu. Și atât de ce atunci, astăzi, o admirăm în zămislirea ei neprihănită cu strălucirea sfințeniei sale, cu frumusețea sufletului ei care s-a dăruit cu totul lui Dumnezeu. Și pentru a argumenta aceste lucruri, tot același papă, Pius al IX-lea, care a declarat în 1854 dogma neprihănitei zemisliri, spunea că dacă Dumnezeu cel Sfânt din veșnicie este Sfânt din veșnicie, nu putea să vină pe pământ și să se nască dintr-o făptură care a fost pătatele de păcat, de această pată a păcatului strămoșesc. Nu se cuvinea ca Dumnezeu cel Sfânt să aibă o mamă pe acest pământ care să fi cunoscut păcatul. Și apoi spune Papa, așa cum cinstea părinților sau rușinea părinților se răsfrânge asupra fiilor, nu se cuvinea ca Iisus venind pe pământ să fie cunoscut că a avut o mamă păcătoasă. Nu era posibil ca Fiul lui Dumnezeu vinind pe pământ să se nască dintr-o mamă care să fi cunoscut nici pentru o clipă păcatul. Iată argumentele pe care le aduce acest papă care a declarat dogma neprihănitei zemisliri și care astăzi nouă ne vorbesc atât de mult
pentru că o cinstim pe Preacurata Fecioară Maria într-un privilegiu deosebit. Conciliul Vatican al II-lea, atunci când vorbește despre Preasfânta Fecioară Maria și atinge acest aspect al strălucirii Preacuratei Fecioare Maria, spune printre altele: Mama lui Iisus, care a revărsat asupra lumii însăși viața, a fost înzestrată de Dumnezeu cu daruri vrednice de o asemenea menire, împodobită încă din prima clipă a zămiselii sale cu strălucirea unei sfințenii unice. Iată ce admirăm în Preacurata Fecioară Maria. Și dacă vreți, mai aducem un argument tot din prima lectură de astăzi, atunci când, după păcatul lui Adam și Eva, Dumnezeu blestemă șarpele și spune: dușmănie voi pune între tine și femeie și ea îți va strivi capul. Cum putea această femeie la care se referă această profeție, Preacurata Fecioară Maria, să strivească capul șarpelui dacă nu ar fi fost imună de păcat? Și ea a zdrobit într-adevăr capul șarpelui, aducându-l pe lume pe Mântuitorul nostru, care a învins păcatul, moartea și toate, ne-a redat adevărată demnitate de fii ai lui Dumnezeu. Iată, Dumnezeu, venind pe pământ, deci o alege pe Maria, făptura cea mai nevinovată, fără păcatul strămoșesc, fără urmă de păcat, toată frumoasă, toată sfântă, toată dăruită lui Dumnezeu. Și poate ne întrebăm, ce ne spune nouă de fapt această sărbătoare de astăzi? De ce o sărbătorim și o contemplăm an de an pe Preacurata Fecioară Maria cu acest titlu? Sigur că avem multe motive. Dacă pornim de la frumusețea lui Dumnezeu care se întruchipează în Maria, altă frumusețe, și dacă privim în jurul nostru astăzi, când categoria urâtului pare să domnească și să acapareze și viața publică și spectacolele și moravurile, am putea spune că tot ceea ce se împotrivește frumuseții lui Dumnezeu este un fel de ofensă la adresa Creatorului. A-l ofensa pe Creator prin vorbe vulgare, prin lucruri obscene, prin tot ceea ce poate degrada omul, este o ofensă la adresa frumuseții lui Dumnezeu. Și astăzi trebuie să ne ridicăm privirea și să considerăm că Maria ne poate învăța să prețuim mult frumusețea, dacă ne prețuim sufletul, dacă ne prețuim demnitatea, dacă prețuim valorile care sunt și pe care trebuie să le cultivăm în calitate de creștini. Ați auzit de renumita frază a scriitorului rus Dostoievski: frumusețea va salva lumea. Sigur, contextul este larg în care vorbește despre frumusețe, dar îmi place ceea ce a adăugat acest scriitor. Frumusețea va salva lumea. Omenirea se poate lipsi, spunea el, de englezi, de nemți, de ruși, și pot să adaug eu, ne putem lipsi de Uniunea Europeană, dar fără frumusețe nu va mai fi făcut nimic din această lume. Și dacă ne gândim câte tentative sunt pentru desfigurarea frumuseților acestei lumi, tentativele de a mutila familia, de a profana viața, de a cultiva și de a promova lucruri care nu sunt în conformitate cu demnitatea de creștini, într-adevăr nu suntem departe, pentru că, într-adevăr, numai orientarea spre frumos, spre prețuirea familiei, spre apărarea drepturilor familiei, spre apărarea copilului, spre apărarea valorilor morale, numai aici găsim adevărata frumusețe și aici putem să ne renaștem și să spunem că avem nevoie de o transfuzie de frumusețe. Avem nevoie să introducem în noi gustul după frumos, adică după Dumnezeu și după legea lui Dumnezeu, pentru ca lumea să fie salvată. Iată, mesajul pe care ni-l transmite această sărbătoare, o contemplăm pe Maria, dar Maria ne spune că da, noi putem să mergem mai departe dacă
redescoperim gustul pentru frumos, dacă vom găsi loc pentru cele frumoase în viața noastră, dacă vom da spațiu acelor lucruri care ne apropie de Dumnezeu, numai astfel frumusețea va salva lumea și este capabilă să salveze lumea. Și în această privință am găsit câteva cuvinte foarte frumoase și elocvente care vin să întărească aceste lucruri din fericitul Papa Paul al VI-lea, care spunea că această viziune asupra neprihănitei, atât de unică, devine simbolică, devine exemplu, devine stimulent, devine lumină, încurajare pentru noi cei care trăim în lumea modernă și care suntem de multe ori amăgiți de luminile orbitoare și înșelătoare ale seducțiilor acestei lumi. Suntem înconjurați de un mediu atât de infectat de moravuri ușuratice și de vicii degradante, spunea Papa. Și continuă: devoțiunea noastră către neprihănita ne dă curaj pentru a putea apăra în zilele noastre adevărul iubirii, integritatea familiei, noblețea spectacolului, moralitatea vieții colective, ecologia civilizației noastre, care nu trebuie să roșească, nici nu trebuie să uite că este creștină și, prin urmare, de a o avea pe Fecioara Mamă neprihănită îmbrăcată în soare ca emblemă a propriei speranțe și a propriei mântuiri. Trebuie să ne punem în stare de apărare, de refuz, de renunțare față de atâtea exhibiționisme și manifestări imorale moderne și să nu cedăm prin consimțământ tacit sau din respect uman în fața poluării moralității publice. Domnul să ne dea harul să exprimăm în mod concret acțiunea noastră și să cultivăm mereu aceste sentimente frumoase ca să fim vrednici a fi numiți Fiii Preacuratei Fecioare Maria. Iubiți credincioși, în fața noastră, în fața dumneavoastră, se află 10 tineri care au cerut să fie ridicați la treapta diaconatului. Și este frumos că într-o sărbătoare deosebită a Preacuratei Fecioare Maria, neprihăniță mislită, ei se angajează să o imite în dăruirea totală și fără rezerve pentru slujirea lui Dumnezeu și a Bisericii. Maria a fost slujitoare. Diaconul, din grecescul diaconos, înseamnă slujitor. Diacon înseamnă diaconie, înseamnă slujire. Maria a fost slujitoare. Ea s-a declarat imediat, în momentul Bunei Vestiri, iată, sunt slujitoarea Domnului. Când a mers la Ain Karem, la verișoara sa Elisabeta, și-a pus șorțul de slujire și a slujit. Atunci când a fost la nunta din Cana, a stat printre slujitoare și a fost cea din tâi care a observat că lipsește vinul. Ea, Maria, pentru noi este o icoană a slujirii și o icoană pentru voi, dragi tineri, aspiranți la treapta diaconatului. În Maria, sfințenia și demnitatea, umilința și slujirea au mers împreună. Și în viața voastră, demnitatea și sfințenia, slujirea și smerenia, după exemplu Preacuratei Fecioare Maria, trebuie să meargă împreună, pentru că, într-adevăr, slujirea voastră să fie plăcută și utilă în biserică și să fie spre mai marea slavă a lui Dumnezeu. Amin. Fiilor preiubiți, în lumina misterului frumuseții Preacuratei Fecioare Maria, lumina anilor pe care i-ați petrecut în seminar, pregătindu-vă, în lumina textelor pe care le-am ascultat astăzi, gata pentru a vă oferi
ca să slujiți și voi acum, înainte de a intra în dreapta diaconatului, trebuie să mărturisiți înaintea poporului că vreți să vă luați această misiune. De aceea vă întreb, voiți ca prin impunerea mâinilor mele și prin darul Duhului Sfânt să fiți consacrați pentru slujirea bisericii? Vreți să împliniți cu dragoste și umilință datoriile diaconilor pentru ca să veniți în ajutorul treptei preoțești și să promovați binele poporului creștin? Vreți să păstrați misterul credinței în inimi curate, după cum spune Apostolul, și să predicați această credință prin cuvânt și faptă, după învățătura Sfintei Evangheliei și tradiția Bisericii? Voi care sunteți pregătiți să îmbrățișați celibatul, vreți să păstrați pentru toată viața în fața lui Dumnezeu și a Bisericii celibatul sacru pentru împărăția cerurilor și pentru slujirea lui Dumnezeu și a oamenilor, în semn că inima voastră este dăruită lui Hristos? Vreți să păstrați și să alimentați spiritul de rugăciune în conformitate cu noua stare de viață de slujitori sacri și să aduceți la îndeplinire în fiecare zi recitarea fidelă a liturgiei orelor pentru biserică și pentru lumea întreagă? Vreți să vă rânduiți fără încetare viața voastră după exemplul lui Hristos, al cărui trup și sânge îl veți purta la altar? Promiți mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine. Promiți mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine. Promiți mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă în îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine. Promiți mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea sa bună pe care a început-o în tine. Promiți mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine. Promiți mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine. Promiți ordinarului tău respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine. Promiți ordinarului tău respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine.
Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o în tine. Promis mie și succesorilor mei respect și ascultare. Promit. Dumnezeu să ducă la îndeplinire lucrarea cea bună pe care a început-o. Fraților prea iubiți, să rugăm pe Dumnezeu Tatăl Atotputernicul să reverse cu bunătate binecuvântarea sa asupra acestor slujitorii săi, pe care binevoiește să-i primească la treapta sfântă a diaconatului. Să îngenunchem. Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, Sfinte Mihai, Sfinților Îngeri ai lui Dumnezeu, Sfinte Iosif, Sfinte Ioan Botezătorule, Sfinților Petru și Paul, Sfinte Andrei, Sfinte Ioan, Sfinte Ștefan, Sfinte Laurențiu, Sfântă Agneza, Sfintelor Perpetua și Felicitas, Sfinte Grigore, Sfinte Augustine, Sfinte Atanasiu, Sfinte Martin, Sfinte Benedict, Sfinților Francisc și Dominic, Sfinte Ioan Maria Vianney, Sfântă Tereza, Sfântă Ecaterina de Siena, Sfinte Ioan Paul al II-lea, Fericite Ieremia, Fericite Anton Durcovici, Fericite Vladimir Ghica,
toți sfinții și sfintele lui Dumnezeu. Rugați-vă pentru noi. Fii milostiv. Mântuiește-ne, Doamne, de orice rău. Orice păcat, mântuiește-ne, Doamne, de moartea veșnică, mântuiește-ne, Doamne, prin întruparea Ta, mântuiește-ne, Doamne, prin moartea și învierea Ta. Prin trimiterea Duhului Sfânt, noi păcătoși, ca să binevoiești a cărmui și a păstra biserica Ta sfântă. Ca să binevoiești a păstra în sfântă credință pe Sfântul nostru Părinte Papa și toate treptele bisericești. Ca să binevoiești a dărui pace și bună înțelegere tuturor popoarelor. Ca să binevoiești a ne întări și a ne păstra pe noi înșine în slujba Ta sfântă. Ca să binevoiești, ai binecuvânta, ai sfinți și ai consacra pe aceștia aleși ai Tăi. Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Viu, Hristoase, auzi-ne! Hristoase, auzi-ne! Hristoase, ascultă-ne! Hristoase, ascultă-ne! Doamne Dumnezeule, ascultă cu bunătate rugăciunile noastre, pentru că ajutorul Tău să fie mereu prezent în ceea ce vom săvârși prin puterea ce ni s-a încredințat. Sfințește cu binecuvântarea Ta pe aceea pe care îi credem vrednici, după știința noastră, să săvârșească cele sfinte. Prin Hristos Domnul nostru. Ridicați-vă!
Te rugăm, fii alături de noi, Dumnezeule atotputernic, izvorul harurilor, care împarți rangurile și orânduiești îndatoririle fiecăruia. Tu rămâi mereu același în timp ce toate le reînnoiești și în providența ta veșnică toate le orânduiești. Prin cuvântul, puterea și înțelepciunea ta, care este însuși Fiul tău, Domnul nostru Iisus Hristos, îndeplinești în timp planul tău veșnic de iubire. Tu faci să crească și să se dezvolte ca un nou templu trupului Hristos, care este biserica, împodobită cu felurite haruri cerești, în aleasă comuniune a membrilor ei, unită de Duhul Sfânt pentru alcătuire minunată. Tu ai rânduit 3 trepte de slujitori înzestrați cu daruri sfinte ca să slujească numelui tău, așa cum dintr-un început i-ai ales pe fiul lui Levi ca să slujească în cortul cel din tâi. Astfel, la începuturile bisericii tale, apostolii fiului tău, călăuziți de Duhul Sfânt, au ales 7 bărbați cu nume bun care, ca să-i ajute în slujirea zilnică, pentru ca ei să se poată ocupa mai intens cu rugăciunea și cu predicarea cuvântului. După ce s-au rugat și au impus mâinile asupra lor, le-au încredințat misiunea de a sluji la mes. Iar acum, Doamne, privește cu milă și asupra acestor slujitori ai tăi, pe care îi consacrăm diacon, ca să slujească la altarele sfinte. Te rugăm, trimite asupra lor, Doamne, pe Duhul Sfânt, prin care să fie întăriți cu cele 7 daruri ale Duhului tău, ca să-și poată îndeplini cu fidelitate lucrarea lor de slujire, să privească, să prisosească în ei orice fel de virtute evanghelică, iubirea fără prefăcătorie, grija față de cei săraci și suferinți, autoritatea umilă, curăția și nevinovăția, respectarea disciplinei spirituale, să strălucească în moravurile lor poruncile tale, astfel încât exemplu vieții lor să îndemne poporul tău sfânt să-i urmeze, încurajați de conștiința datoriei împlinite să rămână tari și statornici în Hristos și mergând pe urmele Fiului tău, care n-a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească, să se învrednicească a domnii împreună cu El în ceruri. El care împreună cu tine viețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Cei aleși să-i ajute pe diaconi să îmbrace hainele corespunzătoare.
Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit. Ia aminte ca ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Pace ție și cu Duhul tău. Și cu Duhul tău. Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit. Ia aminte că ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Pace ție. Și cu Duhul tău. Pace ție. Și cu Duhul tău. Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit. Ia aminte că ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Pace ție. Și cu Duhul tău. Pace ție. Și cu Duhul tău. Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit. Ia aminte ca ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Pace ție. Și cu Duhul tău. Pace. Și cu Duhul tău. Primește Evanghelia lui Hristos, al cărui crainic ai devenit. Ia aminte că ceea ce citești să crezi, ceea ce crezi să predici, ceea ce predici să practici. Pace ție. Și cu Duhul tău. Pace ție. Și cu Duhul tău. Și acum, fraților, în această sărbătoare a iubirii, frumuseții și slujirii, toți împreună să ne mărturisim credința noastră spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer. S-a de la dreapta Tatălui, iarăși va veni cu mărire, să-i judeci pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață dătător, care de la Tatăl și de la Fiul purcede,
care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroc. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatului, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amen.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Binevoiește a primit, Doamne, jertfa mântuitoare pe care ți-o oferim în solemnitatea neprihănitei zămislirea Sfintei Fecioare Maria și dă-ne bucuria ca, după cum mărturisim, carul tău i-a ieșit în întâmpinare pentru a oferi de orice prihană, tot astfel prin mijlocirea ei, să fim eliberați și noi de orice păcat, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Dus inimile. Mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri ororea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, Tu ai scutit-o pe Sfânta Fecioară Maria de pata păcatului strămoșesc și ai copleșit-o cu plinătatea Harului ca să devină o mamă vrednică a Fiului Tău. În ea ne-ai oferit imaginea Bisericii, mireasa lui Hristos fără pată, frumoasă și strălucitoare. Din ea, Fecioara Preacurată, s-a născut Mântuitorul, mielul nepătat, care ridică păcatele lumii. Pe ea ai ales-o dintre toate făpturile, ca să fie model de sfințenie și mijlocitoare de haruri pentru poporul tău. De aceea, cu îngerii și din ceruri, cântăm cu bucurie imnul măririi tale. Sfânt, 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 Domnul Dumnezeu, oștirilor cerești, Dumnezeu cerului și Pământul de Părerea ta, sana în altul cer. Sanctus, 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 Sanctus,
sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele Tău jertfă curat. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El în noaptea în care era vândut a luat pâinea și mulțumindu-ți a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând pătirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, să oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfânt. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu acești slujitori ai Tăi rotoniți astăzi în treapta diaconatului, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos,
Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznima spune, Tatăl nostru, ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșicilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice turburare. Aștept în speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururia cu voi. Și dăruiți-vă pacea. Amen.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Vină, Doamne Iisuse, vino și rămâi mereu cu noi. Doamne, nu sunt vrednic, dar spune numai viața voastră, cine rămâne în mine aduce mult rod. Mustașile când de bun este Domnul, cei care cel care intră, viață și pace va găsi din belșug. Ia-ți crucea și urmează-mă neîncetat. Cer venită, cine mănâncă trupul meu va trăi.
Mântuiește-ți în mine, Mântuitorul, mie-mi puteți în credința orice griji. Te-am chemat, când te-am așteptat, nu m-ai lăsat fără de răspuns. Vreau să fiu mereu sub paza ta. Setat de dragostea ta. Oh,
Să ne rugăm. Tainele pe care le-am primit, Doamne Dumnezeul nostru, să vindece noi rănile păcatului strămoșesc, de care ai ferit-o în chip minunat încă din clipa zămisliriei pe Sfânta Fecioară Maria, prin Hristos Domnul nostru. Lucruri mari s-au spus despre tine, Marie, căci din tine s-a născut soarele dreptății, Hristos, Dumnezeul nostru. Preasfințite, dragă Părinte Francisc, legatul preasfințitul arhiepiscop Robu, ca Părinte Rector, părinți profesori, sfințele voastre, părinți concelebranți, dragi seminariști, dragi persoane consacrate, iubiți părinți ai noilor promovați la Ordinul Diaconatului, dragi și iubiți invitați parlamentari, dragi și iubiți credincioși uniți cu noi prin intermediul internetului. E bucurie astăzi aici la noi, în catedrala noastră, sub privirile Maicii Domnului care ne-a adunat în jurul lui Iisus, ea care s-a învrednicit să-L primească pe Iisus în inima ei și să ne-L ofere nouă. Ea care este cu adevărat frumoasă și curată, care este o chemare pentru toți, pentru noi, pentru fiecare persoană în parte, pentru toți fiii și fiicele lui Dumnezeu, este o chemare. Căci ea a venit ca să slujească, să slujească pe toți, să ia sub mantia ei ocrotitoare și să-i înfățișeze la Iisus. Ea ne invită pe toți să fim frumoși și curați, cum ne-a spus Preasfințitul la predică. Ea este mereu o mamă care nu-i uită pe fiii ei, pe toți, pe noi toți. Și de aceea astăzi facem sărbătoare, ne-am bucurat și ne bucurăm că sub ocotirea ei acești tineri s-au pregătit implorând mereu ajutorul ei. Astăzi, având o mare bucurie în sărbătoarea ei, îi trebuie să răspundă la această așteptare a ei, ca să fie și ei instrumente vii ale iubirii lui Dumnezeu în lume. Ca să împartă și ei frumusețea, să împartă bucuria în această lume care are nevoie de bucurie și de pace. Aceea ne bucurăm, facem sărbătoare și sigur că îi felicităm pe tinerii diaconi, chemându-i să nu uite această zi minunată. Să nu uite că au petrecut sub privirile lui Iisus atâția ani în școala sa, sub privirile Maicii Sfinte, ca și sub privirile Sfântului Iosif. Să nu uite că toți cei care de acasă au îngrijit și cei din seminar au voit ca ei să fie cu adevărat purtătorii bucuriei și a speranței în lume. Să nu uitați, dragi părinți diaconi, această misiune frumoasă și sfântă de a face lumea mai bună, de a face să ajungă la toți cuvântul lui Dumnezeu, de a păși cu curaj mai departe pe urmele lui Iisus, îndreptându-vă spre sfânta preoție. Îl citeam și pe părinții care i-au îngrijit pe acești tineri, pe cei care astăzi au putut să vină aici, de asemenea rudele acestor diaconi. Îi felicităm și îi rugăm să nu uite niciodată că ei i-au oferit și
și să nu uite să îi însoțească cu rugăciunea și iubirea lor. Noi ne bucurăm și împreună cu toți cei care astăzi am putut participa, cu părintele rector, monsignor Benoni, profesorii, preoții, seminariștii, persoanele consacrate și toți credincioșii, nu uite că ei, ieșind în lume, trebuie să-L preamărească pe Dumnezeu și să rămână buni. Așa să rămâneți, dragi tine. Vrem acum să auzim și un scurt cuvânt, un salut din partea înalt preasfințitului arhiepiscop Ioan Robu, care a voit să fie cu noi astăzi, dar cum știți, are mare sărbătoare la București, e în comuniune cu noi. Îi auzim acest cuvânt. Lăuda să fie Iisus Hristos! În veci! Preasfințite Petru, preasfințite Aurel, dragi profesori la seminar, dragi părinți, stimați credincioși, iubiți diaconi, gândul pe care vi-l transmit din partea înalt preasfințitului arhiepiscop Ioan Robu este acela de recunoștință, de recunoștință către Bunul Dumnezeu, care, iată, în această sărbătoare a Maicii Sfinte de Pirhăniză Mislite, care este și patroana Arhidiecezei de București, recunoștință pentru acest dar pe care ni-l face de a avea și pentru Arhidieceza de București doi diaconi, doi viitori preoți care vor lucra în Arhidieceză, și este o recunoștință care se extinde către păstorii acestei dieceze care au avut grijă de pregătirea lor, se extinde către profesorii, părinții profesori care au format, au pus fiecare temelie, fiecare cărămidă, fiecare parte a lui pentru a ca acești tineri să ajungă să fie astăzi hirotoniți diaconi. Recunoștința se extinde către familiile voastre, dragi diaconi, care, iată, v-au dăruit bisericii și voi veți face parte de acum încolo din această familie sacerdotală, cum îi place arhiepiscopului să spună. Recunoștință pentru voi care ați fost până acum fideli chemării voastre și rugăciunea arhiepiscopului pentru voi este constantă ca să rămâneți astfel și în continuare. Lăuda să fie Iisus Hristos! Deci, implorăm acum binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi, prin mijlocirea preacuratei Fecioare Maria și peste acești tineri diaconi care stau în fața noastră cu mare bucurie. Domnul să fie cu voi! Dumnezeu, care în bunătatea sa voi să răscumpere neamul omenesc, prin întruparea Fiului Său din Sfânta Fecioară Maria, să reverse cu îmbelșugarea asupra voastră binecuvântarea sa. Amin. Să vă însoțească pururea și pretutindeni ocrotirea Fecioarei Maria, prin care l-ați primit pe Dătătorul vieții. Voi, care v-ați adunat astăzi să celebrați bucuria preacurate Fecioare Maria, să duceți cu voi darurile bucuriei spirituale în toată lumea. Amin. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt, să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.
lăsați tot ce aveți, căci eu azi vă numesc tot pescari de suflete mari, să fiți pentru lume lumina de sus, să fiți sare bună pe acest pământ. Voi v-am ales să vestiți mântuirea promisă lui Israel. Zdrobiți de acum pe cel rău și viclean, de acum să domnească doar legea mea. Dar ați primit și în dar vreau să dați tuturor din dragostea mea. Nu strângeți comori ce aici ruginesc, eu sunt bogăția ce vă însoțesc.